omul are în el doi lupi, unul alb și unul negru, așa spune o poveste din popor. Și lupul negru uneori îl devansează pe lupul alb, care rămâne în umbră pe undeva în spate, pentru că e mai slab sau nu este atât de bine hrănit de om. Una din seriile noi pe care le propune Gabriela Culic în acest proiect expozițional este seria lupilor. Este un motiv pe care ea nu îl percepe ca fiind doar amenințător sau doar într-un anumit fel. Nu propune un anumit lup, un anumit fel de lup, o anumită relație a omului cu lupul. Lasă la latitudinea privitorului. Deci așa este, dacă vi se pare. Expoziția este structurată din patru serii de lucrări. Este un film care aparține unei serii de aripi cu care Gabriela lucrează de peste 10 ani. Mai conține lucrări dintr-o serie de efemeride, care este mai puțin expusă, noua serie a lupilor și două lucrări care nu fac parte din nicio serie, sunt singulare, cele două oglinzi, oglinda netedă și oglinda distorsionată. Două lucrări în care ea transmite foarte clar exact această libertate pe care o lasă privitorului de a se raporta la lucrare și de a-și găsi propriile înțelesuri. Expoziția cumva vrea să te pună pe gânduri, să te întrebi oare ce este obiectiv în ceea ce mă înconjoară? Există obiectivitate? Există realitate? Sau este doar un mit? Poate că nu există decât realități subiective, iar toate aceste realități subiective la oaltă formează o realitate obiectivă.